Bună ziua, bună ziua, albinuțele mele pofticioase! Bine ați venit la încă un episod din Oto Mănâncă. Astăzi, de fapt, Oto Bea. Vom încerca toate sucurile astea noi, toate aromele noi de la Fanta. Avem trei arome noi de la Fanta și Cola Zero cu Oreo. Hai să vedem cum sunt albinuțele mele, pentru că sunt foarte, foarte curios. Am pus și o mână pe ele, le găsiți la Carrefour. Se găsesc la orice Carrefour, prețul nu știu care este, dar sunt foarte curios de cât de bune sunt, ce gust au. Hai să începem cu ăsta din dreapta prima dată, Fanta Pineapple and Grapefruit, ananas și gref. Ia să vedem. Ah, și stați așa să vă zic și caloriile, mă. 20 de kilocalorii pe 100 de mililitri, toată doza asta are 330 de mililitri și 66 de kilocalorii. Are ceva calorii, dar are mai puțin decât o cola sau o Fanta normală, care are 42 de calorii. Mamă, asta îmi place. Mamă, asta e bun. E foarte acidulat, exact cum îmi place mie. Acidul e foarte, foarte puternic. E bun. Îmi place să aibă acid ca lumea. Se simte foarte bine gustul de ananas. Parcă și un pic de gref. Se simte. Dar în principiu domină gustul de ananas și e foarte acidulat. Și e foarte bun. Are și de două ori mai puține calorii decât o Fanta normală. Are 20 de kilocalorii pe 100 de mililitri. V-am mai zis, tot asta are 66 de kilocalorii. Ideal ar fi să bem zero, dacă sunem la dietă, pentru că nu are deloc calorii. Hai să vedem pe următoarea. Asta cu ce, mă, frate? Fanta Fruit Twist. Twist de fructe. Official Beetlejuice. Beetlejuice Movie Partner. Ah, e o schemă de marketing. E o schemă de marketing, mă, frate. Bine, sunt și arome noi. Asta are parcă mai puțin acid. Ianis, mulțumesc frumos, Ianis Emanuel, pentru cadou. Mama, asta e mai dulce. Câte calorii are asta? 19! N-are mai mult. Din contră, are mai puțin cu o kilocalorie. Și 63 de kilocalorii toată doza. 19 kilocalorii. Băi, e bună, nu înțeleg exact ce fruct e. Sunt mai multe fructe, bineînțeles. Aici e un mix de fructe. Fructe de pădure, cred că și căpșună, zmeură. Parcă are și gust de pepene roșu. Da, e bună asta, dar nu are la fel de mult acid. Pare un pic mai dulce, dar din cauza că nu are așa mult acid, o prefer pe asta. Pe asta o prefer, cu ananas până acum. Ia să vedem pasta cu lămâie. Mama, asta cu lămâie, cum o fi, mă, frate? Bine, stai că aroma de lămâie e, mă. Fanta cu lămâie e, am mai băut. Hai să vedem cum e asta. E la fel ca Fanta cu lămâie, normală. Tot 19 kilocalorii, pe 100 de mililitri și 63 toată doza, deci 330 de mililitri. Bă, parcă e o Fanta cu lămâie mai light. Adică nu știu, n-am mai băut de mult Fanta cu lămâie. Nu știu dacă are mai multe calorii Fanta cu lămâie simplă, dacă are mai mult zahăr, mai multe calorii, dacă e mai dulce. Parcă e o idee mai puțin dulce decât o Fanta cu lămâie normală. E ok asta. Cred că o să o trec pe locul 2, pe asta. O pun aici, pe locul 2. Culmea! Mie-mi place mai dulce. Mie-mi place sucul să fie dulce, dulce, dulce. Asta e cea mai dulce, dar până acum e pe locul 3. Asta e cea mai bună, după părerea mea. Asta e cea mai bună Fanta. Cu pineapple și grapefruit. Foarte bune. Nu e nici super dulce, nu e nici super acră.
Are acid foarte, foarte puternic. Da. Parcă e cea mai acidulată. Oh. Unde ai găsit ciocolată Dubai? În Vâlcea. În Vâlcea am găsit la... Am găsit ieri în Vâlcea. N-am fost în Vâlcea. N-am mâncat în Vâlcea pe clip. Ce ai văzut tu pe clip pe YouTube, am mâncat în Pitești. Am și zis unde sunt. În Vâlcea am găsit ieri, am căutat pe Google și m-am dus să caut și am găsit la o ciocolaterie în Piața Simian. Ia să vedem pasta cu Oreo. Oh. Ma. Cola zero cu Oreo. Ia mă câte calorii. 0,4 kcal. Așa da, tată. Asta e foarte bună pentru slăbit. Asta e cea mai bună pentru slăbit. Hai să vedem cum e. Mamă. Mamă, zici că miroase a detergent, ești prost. Dă-te în pana mea ce nașpa miroase. Zici că miroase a detergent. Mamă, e nașpa. Are gust Oreo, are pe dracu gust Oreo. Are pe dracu gust Oreo. Mamă, cât de nașpa e. Bă! Asta e cea mai nașpa băutură dintre toate. Asta e cea mai nasoală, jur. Stai să mă gândesc, să vă spun cu ce se aseamănă la gust. Mamă. Bă, ducea acolo cu vanilie, ducea. Ducea acolo cu vanilie. Cola cu vanilie top. Mamă, cola cu vanilie top. E topul infecției, cola cu vanilie. Coaie. Doamne, auzi. Bă, vă place cola cu vanilie pe bune? Mi se pare o infecție de băutură. Asta duce cola cu vanilie pe bune. Cea mai infectă băutură. Mamă, e nașpa. Nu, nu e bun. Dacă îți place cola cu vanilie, da, e bun. Dar mie nu-mi place cola cu vanilie. Dacă îți place cola cu vanilie, da, e bun, dar mie nu-mi place. Mamă, cât de nașpa e. Din Carrefour. În Carrefour, în orice Carrefour găsiți. Le găsiți pe toate. Bă! Știam aici, știți ce gust are, cu ce se aseamănă la gust? Cu Alexandrion, frate. Cu coniacul. Jur. Dacă bei mai multă, parcă duce așa a coniac. A coniac fără alcool, bineînțeles. Parcă duce a gust de coniac, așa. Mi-aduc aminte când beam coniac. Acum 20 de ani. Acum 20 de ani eram băutor de coniac. S-a-mi trag palmea, de-aia nu zici că bei coniac din ăla. Da, mă, frate. Să mor de n-are gust de coniac. Coniac fără alcool. Să împac piciorul. Sau cola cu vanilie. Ah, poate voi n-ați băut coniace. Seamănă și cu Sherry Dance. Cu Sherry Dance. Da. Da, da. Duce. Duce a Sherry Dance, dar mai mult coniac. Eu am fost băutor de coniac în trecut și dacă ați băut Alexandrion 5 stele sau... Da, nu, Alexandrion 5 stele, dacă ați băut sau 7 stele. Ăsta. Numai că n-are alcool. Da, deci ăsta e clasamentul. Asta e cea mai varză, asta e cea mai dulce, dar parcă nu are așa un gust bine definit. Sunt mai multe arome, mai multe... Mai multă zmeură. Da, asta e foarte mișto, la gust. Pardon. Asta e foarte mișto la gust. Dar nu știu de ce o trec pe locul 3. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Da, asta îmi place mie mult. Nu știu de ce. Îmi place ananasul.
Nu, hai că facem așa. Asta e locul 2 și asta e locul 3. Asta e locul 3. Asta e topul. Ediție nouă? Da, da, biții. Ediție nouă. De la Carrefour le-am luat. De la Carrefour. Asta e cu grapefruit și cu ananas. Asta e cu arome, cu arome, doamne, cu fructe. Cu fructe. Fruit mix. Nu știu, nu se știe ce fructe sunt. Asta e cu lămâie. E ca aia cu lămâie normală. Și asta e cola Oreo. Cola zero zahăr Oreo. E foarte ciudat aroma asta. Asta e numai pentru băutorii de... Cum să zic eu? Bă, asta merge foarte bine cu un coniac, frate. Dacă îți faci cocktail, dacă nu bei coniacul sec și bei coniacul cola, să mor de nu se potrivește asta. Sau cei care preferă cola cu vanilia. Pardon. Ursule! Ce ai făcut, tati? Ce ai făcut, ursule? De la mine era să intri în depozit. Oh, sufletistul, te pup, tati! Da! De la băiatul, de la sufletistul. Am intrat în depozit, frate, la Carrefour. Am întrebat acolo o doamnă, știi, că am văzut că avea niște stegulețe, aranja niște stegulețe pe acolo, pe la băuturi. Auziți, aveți cumva noile arome de la Fanta? Da, stați așa că le avem în depozit, că nu știu ce, cred că nu sunt expuse. Mă rog, erau expuse, nu că erau expuse. Te pup, te pup, sufletistul. Și m-am dus după dânsa acolo, știi? Și am auzit că nu știa exact cum să le zică la băieți ce caut. Și am băgat așa capul. Mă interesează, ăsta mă interesa, că ăsta îmi lipsea. Nu l-am găsit pe ăsta la un alt Carrefour. Adică nu că nu l-am găsit. Am fost ieri sau alaltăr la Pitești. Mi-am cumpărat din ăsta și din ăsta. Și astea două nu le-am cumpărat. Astea două nu le-am cumpărat. Și astăzi m-am gândit eu, ia să fac mă un clip, un live și să le gust pe toate, să gust toate aromele. Mă duc să le iau și pe celelalte două arome, nu? Să fie toate aromele în puii mei. Ce fac? Gust doar două? Să le gust toate. A mers cu colegul meu. Da, 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 exact. Exact. Ce țigări sunt alea? Dani și albastru. Și am băgat capul acolo în depozit. Mă interesează aia cu ananas. Fanta cu ananas. Mam, și-a venit repede un băiat. Bam, bam. M-a dus acolo la raft. Că nu văzusem raft unde erau puse. Vă mulțumesc frumos, băieți. Da, și mi-a și zis colegul tău. Că te știu de pe TikTok. Băi, ce chestie. Ce mică e lumea. Pe bune. Dan Hilalbastru sunt. Faci tombolă? Nu, nu fac tombolă. Nu fac tombolă. O să intru acum pe contul celălalt, pe contul secundar. O să intru pe contul secundar să ascultăm muzică, să facem fără număr. Să facem dedicații. Ați pregătit banii groși? Să intrăm să facem dedicații, tati. Pe contul celălalt. Intrăm acum. Nu e restricție. Mi se rupe mie de restricția lor. Nu prea mă interesează de restricție. Că nu mai stau mult. Nu mai stau mult. Am intrat să gustăm astea pe live împreună. Da, mă, asta. Îmi place ananasul, nu știu. E acrișor, așa e ce trebuie. Mă, deci dacă vă place, dacă vreți foarte dulce, ăsta e cel mai dulce. Ăsta e cel mai dulce. Ăsta e mai acrișor. Dar pentru mine ăsta e câștigător. Ăsta mai acrișor. Nu știu de ce. Poate am eu chef de ceva acrișor acum. Salut, Victor! Salutare, tati! Mulțumesc la fel și ție. Toate cele bune. O zi șmecheră, șmecheră să ai. Da.
Voi l-ați încercat? Care vi se par cele mai bune? Adică vă zic sincer, ăstea două le-aș mai cumpăra. Ăstea două le-aș mai cumpăra. Ăstea două... Nu. Adică asta cu... Asta e lămâie, asta o găsești tot anul. E Fanta cu lămâie, normală. O găsești tot anul, pardon. Iar asta, n-aș mai cumpăra-o. Bă, n-aș mai cumpăra-o, frate. Dă-te în pana mea. Da, bă, frate. Asta are gust de Alexandrion, fără alcool, frate. Are gust de coniac, jur. Bine, acum, pentru băutorii de coniac. Eu beam coniac acum 20 de ani, când eram prin clasa 11-a, 12-a. O ardeam numai cu coniac. Coniac cu cola beam. Asta are gust de coniac, jur. Dacă îți place coniacul cu cola, îți iei cola din asta și are același gust de ca și coniacul. Nu. Oh, Cristiano Ronaldo, mulțumesc, tati, mulțumesc frumos. De unde le-a luat? De la Carrefour. Carrefour. Găsiți în orice Carrefour din țară. Cristiano, mulțumesc frumos. Mulțumesc, Ronaldo. Te pup, tati. Mulțumesc frumos pentru cadouri. Adrian, mulțumesc ție, Adrian. Bă, vine Halloween, au băgat ăștia cadouri noi. Au băgat cadouri noi pe TikTok cu Halloween. Nu mai antrenez. Nu mai am timp de antrenamente. De online coaching. Fumez pe live. Și pe live, și după live, și înainte de live. Și în culise. Peste tot fumez. Să-mi închidă live-ul niciodată. De 8 luni de zile fumez pe live. Niciodată nu l-am închis. Plătesc 300 de lei. Oh, nu. Pentru 300 de lei niciun caz. Dă-și tu ce un pachet, bro, la câte ai. Las că intrăm acum. Intrăm pe contul secundar, tati. Dăm câte 100 de lei, nu dăm. Nu dăm pachete de țigări. Dăm de-ăștia. De-ăștia dăm. Intrăm acum pe contul secundar și facem dedicații. De-ăștia dăm. E bine. E foarte bine chiar. E bine, e bine, e foarte bine. Cascada. Nu încercați așa ceva acasă, că o să tușiți. Dacă încercați cascada, o să tușiți. Asta doar fumătorii, 20 de ani. Fumătorii hardcore poate să o facă fără să tușească. Când faci cascada fără să o simți, înseamnă că ai 10, 15, 20 de ani de țigări. Ai 200 de milioane. Cam așa, cam așa. Nu ieși. Păi intrăm... Ai mâncat hâți pizza? Bă, n-am mâncat, am văzut că au băgat la Lidl. O să încerc, o trebuie să, încercăm și pe aia, bă, frate. Bă, dar am văzut că are 500 de grame. Deci eu am crezut că are... Nu știu. 300 de grame. Cât are o pizza normală, știi? De-aia congelată. 250, 300, cât dracu are. Bă, frate, și am văzut la cineva un clip și am văzut că are 550 de grame. Că mie mi s-a părut scumpă, știi? 20 de lei pentru o pizza congelată și așa. Dar când am văzut la tipul ăsta pe clip, care are 550 de grame, am zis, hopa, stai așa. Stai așa. Are pâine multă. Da, am văzut că are pâine multă. Are și mai multe umpluturi. Și are și mai multe topping-uri, dar are și pâine mai multă. Dar totuși are gramajul mai mare. Bine, are 1000 de calorii, peste 1000 de calorii. Dacă are 550 de grame și 220 de calorii peste 100 grame, puii mei. Dacă mai pui și tu topping-uri pe deasupra, o duci în 1300-1400 de calorii. Să vedem. Cred că o să-mi iau, îți dai seama, tocmai eu, frate, care testez aici mâncare, care fac clipuri cu mâncare, să nu încerc pizza hâți. Trebuie să încercăm și pe aia. Odată în viață merită. Cum și ăstea la fel, odată în viață merită.
Dar probabil că nu o să mai îmi cumpăr. Poate ăsta, ăsta mi-a plăcut mult. Ăsta, ăsta și ăsta. Astea două mai merită cumpărate. Dar astea alte două, nu. Ai tatuaje pe mână? Da. Da, bro, am tatuaje pe mână. Am de mult. La ce preț este? În Lidl am văzut că e la 18 lei. Aia din Lidl la 18-19 lei. Alții am văzut că au luat pizza hâț cu 24, puie mei. Oricum, mi se pare mult. Nu știu dacă o să... Adică cu siguranță nu merită banii, dar cred că o să fie mai bună decât o pizza obișnuită congelată, de-aia la 6-7 lei. Eu mi-au de la Lidl, Alfredo de la Lidl, 3 bucăți, 18 lei, 20 de lei, 24 de lei, dar sunt 3. Sunt 3. Cât pică? 7-8 lei o pizza. Depinde de care. Dacă ție margherita o prinzi la 18 lei, 3 bucăți. Dacă ție din aia cu prosciutto și nu știu ce, sau picante, aia e la vreo 24 de lei, 3 bucăți. Deci pică 8 lei pizza. 8 lei față de 20 de lei cât e hâț Johnule, e diferență mare. Dacă, să vedem dacă merită diferența de preț la gust, dacă se justifică. Arată ursul. Păi nu vi l-am arătat, frate, de atâtea ori. Am și clipuri pe canal. Și pe YouTube și pe TikTok. Uite aici ursul. E cu minte. Mănâncă. Ursul papă. De la câți ani fumez? De la 15 ani. Cât a costat un suc Fanta? Habar n-am. Cresc mă uit la preț. Cine dracu se uită la preț la o doză de suc, la 4 doze de suc? Nu știu, frate. Nu m-am uitat la preț. Habar n-am. Cât poate să fie? 3 lei, 4 lei, eu știu, 5 lei. O, Găbițule, te pup! Mersi frumos, Găbițule, pentru inimioara de membru. Te pup, tati. Nu prea mai am inimioare de membru. S-au dus. M-au părăsit și moderatorii. Hai că intru pe celălalt cont să facem niște dedicații frumoase, să ascultăm niște muzică. Dani, te pup, tati. Mulțumesc pentru cadouri. JDI, mersi frumos. Mulțumesc, JDI. Și Dani. Dani, boss, vă mulțumesc frumos. Hai, vă pupă, tati. Ne auzim mai încolo. Tino, mersi frumos, Tino. Ce cont? Dedicații live. Dedicații live. Facem acolo dedicații. Vă pup!